Pink, am primit voturile voastre foarte, 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 foarte multe. Și cred că în jur de 90%, n-am calculează Luca acum exact. Supă de ceapă. Supă de ceapă. Da. Și atunci cu supă de ceapă facem povestea? Devastator, da, vot. Devastator, da. Sunt foarte de mesaje, serios. Adică realmente foarte bună. Este o delicatesă, dar se face extrem de simplu. Numai timp să ai. Și îți mai trebuie ceva. Trebuie... nu poți să pui supa de ceapă în farfurii late, cum ar veni, farfurii adânci. Îți trebuie un castron care să aibă o anumită adâncime. De ce? Pentru că supa de ceapă, în mod tradițional, trebuie să aibă deasupra o felie de pâine prăjită, pe care pui niște brânză, vă explic imediat. Și dacă pui aia într-o farfurie adâncă, în foarte scurt timp se transformă într-un soi de tocană, care e nasoală, super scârboasă, așa. Dacă are un pic de adâncime sub felia de pâine, poți să mănânci pâinea îmbibată cu puțină supică, ea e deja crânțănicioasă, cu brânzica rumenită pe deasupra și dedesubt lichidul ăsta incredibil, care cred că vine direct din paradis, cu ceapa caramelizată. Și acum vă spun cum se face. Vă trebuie, evident, cine ar fi crezut, ceapă. Ca să faceți cam 4-5 porții, 4-5-6 porții, vă trebuie 1 kg, 2 kg, cam 1 kg jumătate de ceapă, ceapă galbenă, obișnuită, care se taie peștișori. Adică nu tai mărunt-mărunt, ci peștișori. Și pe asta o pui la caramelizat, practic, la călit, la foc mediu spre mic, într-o cratiță suficient de încăpătoare, unt. Pui unt și după aia caramelizezi. Trebuie să ai răbdare. Asta este singurul secret. Deci ceapa o tai peștișor, se face un morman, plângi de nu mai știi pe unde să apuci, după care untul topești la foc mic, răbdare, tată. Durează 40 de minute, 45 de minute. Cam cât unt intră la o treabă de asta? Untul, cât mai mult unt la gătit, cu atât mai bine, știi? Cred că asta intră vreo jumătate de pachet. Da. La cantitatea asta, și da, încet, încet, până se caramelizează. Răbdare, mai amesteci din când în când, nu o grăbești, nu dai foc cu tare, până devine, cum să spun, aproape maro. Când pui prima dată ceapa în cratița aia, se pare enorm de mult. Aoleu, ce mă fac, cum o să scadă? Scade, scade, stați liniștiți. Când s-a... Vrei să întreb ceva? La acest moment al rețetei, da, scoateți 2, 3, 4 linguri, puneți într-un borcanel, e foarte bună ceapa asta caramelizată, de mâncat mai ales cu hamburger. Vă recomand din suflet și dacă tot o faci odată, chiar ține bine la borcan, ține bine, câteva săptămâni. Corect. Sare, piper, când s-a caramelizat, sare, piper după gust, poate un pic de cimbru, poate un pic de... cimbru e ok. Are rost să încărcați prea mult. Și după aceea, o linguriță de făină, ca să-i dea puțin mai târziu niște consistență. Și deglazați cu vin roșu, jumătate de pahar de vin roșu, este obligatoriu, până se evaporă alcoolul. Și după aceea, puneți fond de supă, mă rog, supă de pui, supă de vită, 2 litri trebuie să fie. Din ce am zis aici, 1 kg jumătate de ceapă caramelizată încetişor, la care se adaugă niște mirodeni și e deglazată cu vin roșu, se pun cam 2 litri de fond de pui, fond de vită, supă, lucruri de genul ăsta, nu prea merge cu apă, trebuie să puneți asta. În acest timp, când e aproape gata, mai adăugăm înăuntru un mic păhărel de coniac sau brandy, da? Ce aveți prin casă? Coniac, brandy, lucruri de genul ăsta. Dar nu țui, că nu puneți țui. Nu, nu. Și un praf de nucșoară pentru aromă. Și separat, pâine, baghetă, tăiate felii, se dau la rumenit, la cuptor, până când se rumenesc un pic, se scot afară și se freacă cu jumătate... Cu jumătate, îmi pare rău, scuze. Cu jumătate de cățel de usturoi. Și... se dă drumul la grătar, la partea de sus, la broiler. Da? La cuptor. La cuptor. Și pe pâinea asta toast se presară brânză rasă, cașcaval ras. Rețeta spune gruyère. Este o brânză franțuzească, se găsește la supermarket. Poate fi înlocuită cu gouda, poate fi înlocuită cu mozzarella. Și în ultimă instanță cu cașcaval. Da, cașcaval. O brânză care la căldură se rumenește frumos. Rasă. Se pune deasupra, se pune capac peste castronelul respectiv care trebuie să reziste la temperatura de la cuptor și se dă la cuptor sub grătar până se rumenește repede. În 5 minute maximum trebuie să se rumenească. Da. Se scoate, se pune pe masă, se mănâncă. Ce să zic? Este poezie, poezie.
Și încă o dată, răbdare. Asta este secretul cel mai important, cel mai mare. Secretul este răbdare la caramelizarea cepei în cratița respectivă. Nu vă grăbiți. Durează mult. Da, și esențial ce ai spus la început, să fie un vas mai adânc, pentru că altfel pâinea aia se îmbibă cu zeamă și se scufundă. Da. Și se poate fi dat la cuptor. Dacă castron în care se montează supa de ceapă. Da. Dacă am un castron de un litru, e ok? Este bun castron de un litru. Da, eu am o întâmplare cu castronașele astea, că mi-am cumpărat, că eu nu aveam și mă tot chinuiam și atunci mi-am cumpărat castronele pentru asta. Da. Și am văzut la un supermarket și mi s-au părut cam scumpe și am zis, sunt băieți, nu dau eu atâta, totuși e prea mult. Costau 29 de lei bucata, așa că m-am dus acasă și am cumpărat online castronele la 27 de lei bucata și au venit niște castronele care erau jumătate din alea pe care le-am văzusem. Noi ăștia bucătarii entuziaști avem tot felul de cheltuieli de-astea, da, care nu se justifică până la urmă. Știi că ai, vezi o rețetă care te atrage foarte mult, exact, cum e asta cu supa de ceapă, te apuci și cumperi boluri de-astea, da, faci de două ori supă de ceapă și următoarea o faci peste 7 ani, timp în care alea ți ocupă un sfert de metru cub în casă. Exact. Ionela, sau, disperată. Iar ai adus, nu mai avem unde să punem. Am văzut eu la un moment dat vas tajin. Da, da, și m-am uitat da. De rețete, zic, mamă, cum trebuie să fie asta, o nebunie. Și am cumpărat un vas de la tajin, care are, băie, mare. De 6 persoane. Da. Ceramic, e greu, e nenorocire. Știi de câte ori am făcut cu el, nu? De 2 ori în 5 ani. Că nu, da, el tradițional în Maghreb folosesc zilnic, dar noi în România nu. Și atunci, și asta e cu astea. Iar revenind la supa de ceapă, scurt de tot, pe mine m-a încurcat întotdeauna să o mănânc, pentru că la toate restaurantele la care am mâncat, inclusiv în Franța, ea vine cu o felie mare de pâine, adică nu vine cu feliuțe de baghetă, cum ai dat o rețetă, ceea ce mi se pare o idee foarte bună, vine cu o felie mare de pâine și cu brânza aia topită pe aia. Și e greu să o abordezi, dacă mă înțelegeți. Că o abordezi ușor. Aoleo, când mă gândesc la lupta asta, încă o dată, îmi plouă în gură, numai când mă gândesc la lupta cu pâinea prăjită cu brânză rumenită care plutește pe supa de ceapă, nebunesc. Haide să... Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.